Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, bine, pentru unii trece un pic mai... Vremea muncii trece foarte repede pentru unii dintre compatrioții noștri. Vorbim astăzi despre unul dintre pensionarii speciali ai României, unul dintre sutele de mii de pensionari speciali, dar unul cu adevărat special. E vorba de generalul Cristian Radu, prim adjunctul șefului IGSU, care s-a pensionat la 49 de ani, silit, obligat de o serie de fapte despre care s-a aflat și care i-au venit așa, l-au urmărit. Despre ce e vorba? Publicăm astăzi în Libertate un articol în care redăm prima sentință în accidentul comis de generalul Radu, mâna dreaptă a lui Raed Arafat, deci el era prim adjunct al IGSU. Prima sentință, despre ce proces e vorba, a ascuns un accident. Mai exact, și-a rugat ca în țările din lumea a treia și-a rugat, el a comis accidentul și-a rugat. A impus, practic, plutonierului. Exact, șoferul era în dreapta și care era plutonier, subordonatul lui, să-și asume accidentul în locul lui. De ce? I-a spus textual, apare lucrul ăsta în documentele procesului, el a fost urmărit de colegele mele, Ada Constanda și Simona Voicu. Citez, i-a spus Cristian Radu plutonierului, știi că urmează să mă facă general, aseară am fost la o petrecere, am stat până la ora 2-3 noaptea, trece-te tu la volan, că tu ai fost la volan și te rezolvăm apoi pe toate. O vreme le-au rezolvat pe toate. Lucrul ăsta se întâmpla în 2021, accidentul. Uh-huh. În sensul că au ascuns mașina într-o bază a IGSU, au mințit că n-au fost la spital, Cristian Radu a spus că s-a rănit la picior, că accidentul a fost destul de grav, adică au intrat într-o fericire fără victime umane, n-au lovit un pieton, dar ei au fost destul de grav răniți. S-a ajuns în situația în care și-a folosit inclusiv generalul, a fost făcut, deci la foarte scurt timp, câteva săptămâni după, accidentul a avut loc în noiembrie, de 1 decembrie a fost înaintat la gradul de general, deci trucul a ținut. A folosit inclusiv copilul ca alibi în momentul în care procurorii l-au chemat și l-au întrebat ce e cu rana. După aproape un an de zile a spus că și cu operația pe care a suferit-o la picior s-a lovit în momentul în care era cu copilul în parc. Cazul a fost relatat de Libertatea în octombrie 2022 și suntem cumva fideli ideii că o societate progresează dacă este în stare să urmărească faptele până la capăt. În cazul ăsta, justiția și poliția au fost cei care au avut informația, nu noi am avut-o prima oară, numai că publicarea în octombrie a urmăririi penale a situației respective, practic a accelerat lucrurile și el a fost urmărit penal în noiembrie și în momentul ăsta a pensionat. Deci pedeapsa, practic, pe care sistemul i-a dat-o în momentul acela, a fost o pensie de peste 2500 de euro la 49 de ani. Cu gradul de general. A început procesul, el n-a recunoscut nimic și s-a dat o sentință pentru plutonier, care a recunoscut faptele. El a fost acuzat pentru mai multe infracțiuni, fals în declarații, modificarea și ștergerea urmelor unui accident și așa mai departe. A primit plutonierul 2 ani și 2 luni cu suspendare, pe care va executa sub supraveghere. 60 de zile în folosul comunității și 500 de lei cheltuieli judiciare. Ce ni se pare foarte interesant în acest caz este că, practic, vorbim despre un om... Dar în cazul lui, procesul continuă. Exact. În cazul ăsta avem un acord de recunoaștere a vinovăției care duce la o decizie a instanței rapidă. Nu a făcut acord pentru că procurorii, așa cum spuneam, au fost primii care au intrat pe fir, practic l-au prins înainte ca... faptul că a colaborat și a spus adevărul, a susținut instanța, l-a ajutat pentru a-i da șoferului, despre el vorbim, o pedeapsă cu suspendare. Întrebarea este, că aici, știi, ar fi o discuție. În cazul în care un domn care primește pensie specială, pensiile speciale, motivarea este că oamenii aceștia lucrează în condiții grele, își pun viața în pericol,
și așa mai departe. În felul ăsta le este recompensată etica, deontologia, nu? În cazul judecătorilor. Și restricțiile pe care le au, că n-au voie să aibă firme, mulți dintre ei și așa mai departe. Deci asta este motivarea. Motivația de ce se dau pensiile astea speciale, motivația făcută de statul român. Dar întrebarea este, în cazul în care un astfel de personaj, nu cel despre care vorbim neapărat acum, dar în cazul în care un astfel de personaj este condamnat pentru o faptă oarecare, în încălcarea legii, condamnat penal, la asta mă refer, nu că face o contravenție sau ceva, el continuă să primească pensia specială sau nu? Pentru că logica ar fi să nu, că el în felul ăsta și-a încălcat contractul cu statul, care îl plătește, îi dă o pensie mai bună, îi dă voie să pensioneze mai repede, pentru că el a respectat niște reguli. Dacă nu respecti regulile alea, de ce mai primești pensia specială? Întrebarea este foarte bună și de ce? De exemplu, cazuri de polițiști din Statele Unite, da, care și-au o pensie de serviciu mai mare decât pensia medie din Statele Unite, dacă sunt găsiți cu acte de corupție, de exemplu, sau dacă au prejudiciat poliția sau serviciul public pe care îl fac, sunt pensionați, dar fără drept de pensie. Chiar fără drept de pensie. Adică există cazuri și cazuri și, într-adevăr, întrebarea asta trebuie să ne punem. Și mai e încă o întrebare. Deci generalul Radu intră în rândul celor 80.000 de oameni de la MAI, că IGSU aparține de MAI, care atât erau în decembrie 2021. Da, citez acum economica.net. Ei au făcut un calcul și au văzut că în decembrie 2021 versus decembrie 2020, în numai Ministerul de Interne, erau 80.000 de pensionari cu pensii de serviciu. Ceea ce este înfricoșător, dacă te uiți cu adevărat pe cifre, este creșterea. De la un an la altul a crescut acest număr cu 10%. Oamenii care ne ascultă pot face un calcul foarte simplu. Un fenomen care crește cu 15% pe an, în 5 ani se dublează. În 5 ani se dublează. De asta este toată discuția asta în societate acum, foarte binevenită în sfârșit și agregată și de Banca Mondială, care condiționează pur și simplu PNRR-ul, adică miliarde și miliarde de euro pe care România ar urma să-i primească, de rezolvarea acestor probleme. Pentru că, bun, până la urmă, oamenii merită, să zicem, da? Generalii adevărați, nu vorbim acum despre unul care distruge mașina, își pune șoferul care putea să facă pușcărie, da? Să fie închis în locul lui, că așa credea el că trebuie să ajungă general. Bun, oamenii merită, dar ne permitem? Asta e ideea, adică putem cu adevărat să menținem cei peste 200.000, cele peste 200.000 de pensii la acest nivel și mai ales, cred că asta e o întrebare fundamentală, ne permitem ca țară să pensionăm oameni din armată, din MAI? E bine să facem asta la 49 de ani când teoretic ajunge la maximul experienței și competenței sale? Încă o dată, nu e cazul generalului Radu, e clar care era competența lui, din păcate, deși era un om capabil, se pare, dar asta e. A făcut acest gest despre care procurorul cred că e infracțiune. Ne permitem să avem oameni la 49 de ani? Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.